Florentina, continuăm. Continuăm, Marius, bună din Subiectul nou. este foarte palpitant. Cred că nu se termină niciodată. Nu vreau. Din puncte de vedere diferite, ajungem tot acolo. Este de fapt unul și același lucru mereu, Dumnezeu. Așa este. Uite, un lucru pe care am observat, îl punem foarte ușor la distanță, prin însăși faptul că îl etichetăm sau facem ceva, adică facem un efort și prin efortul acela noi ne distanțăm de el. Dar nu facem, nu-l punem deloc în comportamentul nostru. Dacă l-am pune, ar însemna să fim atenți la verbele care reprezintă însușirile lui. Spre exemplu, a accepta, dărui, a ceda, a sluji, a te supune, acesta este divinum. Deci noi când ne supunem, spre exemplu, în clipa respectivă ne-am unit cu el pe loc. Lucrul ăsta este foarte important, pentru că dacă am ști că acceptând aceste comportamente și atitudini ale noastre, aceste verbe, și dacă am fi responsabil și l-am manifesta, noi de fapt am trăit din plin prezența divină. Ce ne oprește? Păi am să încep cu un citat din Biblie, știi? Biblia ne spune clar, mergem pe Scriptura veche, știi? Spune a face voia lui Dumnezeu. Fă voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus să faci voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu înseamnă curgere. Înseamnă acceptarea, verbele astea despre care tu vorbești. Dacă le punem în comportament... Am devenit responsabil. Am devenit responsabil pentru faptele noastre. Exact. Pentru că... Și l-am și trăit, l-am și simțit. Păi asta înseamnă trăire. Toate efectele... Asta înseamnă trăire. Să știi că cel din fața ta ești tu. Să știi că tot ce vine din fața ta, de la cel din fața ta, de fapt e reflexia interiorului tău. Sau vine o presiune din față, accepta respectivă intrare în divin. Așa este. Atunci deci... când accepti, automat intri în divin. Când accepti adevărul celui din față, indiferent că îți place sau nu, trebuie acceptat. Așa îl pui pe Dumnezeu în comportament. Iar când faci un efort, te-ai distanțat. Îl pui la distanță pe Dumnezeu. Da. Pentru că atunci când te lupți cu cel din față, te lupți cu Dumnezeu. Când nu-l accepti, așa cum spui tu, verbul ăsta, acceptare, a neaccepta... Verbul a iubi. Și verbul a iubi, a dărui, e neacceptarea și lipsa de iubire în Dumnezeu. Adică a nu crede, știi ceva? A nu crede, a crede în Dumnezeu, știi ce este? Suntem aici în curtea bisericii și e foarte frumos. A crede, știi ce este? A crede înseamnă a crede în cel din față, indiferent de adevărul lui. Ai accepta, este Dumnezeu. Ai accepta adevărul. Acceptare. Asta înseamnă a crede în Dumnezeu. A crede că tot ce vine către tine este bun, drept, divin și adevărat. Accept toate formele lui de existență. Asta este credința în Dumnezeu. Da. Că o boală, dacă vine spre tine, este binevenită, pentru că te aduce din nou un suflet în iubire și salvează viața, chiar dacă tu crezi că este un mare rău. A accepta acea boală înseamnă a crede în Dumnezeu. A-l accepta pe cel din față așa cum este și a dărui celui din față dreptul la adevăr, dreptul la a fi, dreptul la tot ce este și a-l ajuta prin toate mijloacele, înseamnă a-l iubi pe Dumnezeu. Asta este credința. Lipsa credinței și iubirii, de fapt, e cauza tuturor neplăcerilor noastre. Lipsa iubirii și necredinței în Dumnezeu. Nu e suficient să intrăm într-o biserică și să ne rugăm. Nu e suficient să facem pomană și apoi să mergem acasă și să judecăm pe cel din fața noastră. Automat ieșim din divin. Îl punem la distanță pe Dumnezeu. A-l pune pe Dumnezeu în comportament înseamnă a-l accepta, a te lăsa pe tine pentru binele celor.